Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Astăzi a fost adoptat în Parlamentul României bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Prim-ministrul Nicolae Ciucă spunea despre acest moment că e vorba de un buget realist și echilibrat, care vizează susținerea economiei și protejarea populației. Sigur, este o afirmație pe care n-am nicio îndoială, va trebui să o comentăm, să o analizăm și să vedem cât acoperire are. Și de aceea vă propun în această seară o conversație referitoare la câți bani au fost alocați educației, dacă sunt suficienți și în ce măsură pot asigura un învățământ de calitate. Acum, sunt convins că sunteți și dumneavoastră de acord cu mine, nu poți face performanță în învățământ fără școli moderne, laboratoare dotate la nivel de secol 21, săli de sport, profesori bine pregătiți și motivați să fie alături de fiecare dintre elevii lor. Ori pentru asta, după cum vă spuneam mai devreme, e nevoie de bani. Domnul Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, spunea mai zilele trecute că sunt suficienți bani ca sistemul să funcționeze. Și sigur, e o afirmație pe care nu o contest absolut deloc. Dar eu mă gândeam mai degrabă la funcționalitatea, nu la nivel de avarie, cât mai degrabă să avem bani de un învățământ cu adevărat performant. Una peste alta, nu știu, impresia mea cel puțin a fost că, iată, în ceea ce privește conversația asta legată de banii pentru educație, e ca și cum e ca atunci când aștepți un sejur în Maldive și primești o excursie la Băile Olănești. Cam în stadiul ăsta suntem. Cum aducem școlile din România acolo unde le este locul, adică în secolul 21, în condițiile unei subfinanțări cronice de care se pare că nu mai scăpăm? Discutăm în această seară alături de invitatele mele, doamna Daniela Vișoianu, expert în politici publice în zona mediului educațional, și ni se va alătura în curând și Oana Țoiu, deputatul SR. Vă mulțumesc tare mult, doamna Vișoianu, seara, pentru prezența în studio. Eu mă gândeam acum că o să dăm startul conversației noastre așa, într-un ton mai optimist. Uite că vin sărbătorile, vine Moș Crăciun și ne aduce, uite, că vorbeam despre banii din educație, poate ne aduc așa niște procente în plus, dar ce să vezi, nu știu de ce am eu senzația că mai degrabă ne-au luat decât să ne dea în plus. Cum comentați sumele alocate educației? Cu atât mai mult cu cât în ultimele zile, iată, sunt convins că și ascultătorii noștri au avut acces la mai multe cifre, un 2,1%, un 3,2%. Cum să interpretăm cifrele astea? Când lucrez eu cu studenții, le fac o schemă mare să înțeleagă, măcar cu lucrul ăsta să plece din facultate, ce înseamnă produsul intern brut. Produsul intern brut înseamnă bugetul de stat și toți ceilalți bani, toată valoarea care se produce într-o țară, inclusiv banii mei și banii dumneavoastră, banii ascultătorilor. Da? Și atunci, sigur, dacă ne raportăm la bugetul de stat, cât se dă din bugetul de stat în raport cu PIB-ul, vorbim de 2,1. Dacă ne referim la investiția din surse publice în educație, vorbim de 3,2% din produsul intern brut, pentru că legea 1 prevede finanțare de bază, finanțare suplimentară, finanțare complementară, și au și primăriile partea lor de grijă și de responsabilitate. Știm că toate clădirile, tot ce înseamnă infrastructură, este proprietatea primăriilor. Și așa cum ni se întâmplă nouă când avem o locuință pe care poate o închiriem, fie chiriaș sau proprietar, cel care face investițiile în această clădire este proprietar. Și atunci tot ce înseamnă zonă de bunuri și servicii primește o finanțare oarecare de la minister, adică din bugetul de stat, din cota defalcată de TVA, CSVA, care este un magic pentru susținerea serviciilor publice, fie ele, fie cel de educație, fie cel de sănătate, dar către care se trimit finanțări și din sursele proprii ale primăriilor locale, taxele pe proprietate, de exemplu, utilizarea spațiilor publice într-un anume fel. Bun. Un pic finanțarea locală este în urma finanțării centrale, adică față de intenția pe care o avea legea 1, legea educației, care cumva era în logica de reformă administrativă. Ar fi trebuit să avem mai puține comune, de exemplu. Ar fi trebuit să avem cele 8 regiuni. Ar fi trebuit să avem niște coalizări de resurse și de nevoi în așa fel încât randamentul investiției în educație să fie mult mai bun.
Dar pentru că n-am făcut lucrul acesta, avem în continuare comune în care nu sunt bani de salarii pentru angajații de la primărie, comune care n-au cum să susțină o școală puternică din punct de vedere financiar. Deci n-au cum să completeze această finanțare. Astfel, sigur, avem la București alocări din fondurile locale, avem alocări importante la Cluj sau în orașele mari, pentru că și acolo e și presiunea mai mare. Aș fi vrut să vă întreb, pentru mine e o curiozitate, dacă vorbeam despre responsabilitatea comunităților locale în susținerea școlii. Nu pot să nu văd, să nu mă gândesc la exemplul școlii de la Ciugud, unde știm cu toții că acolo rolul primăriei a fost unul esențial. Și fără să fiu specialist în zona asta, dar mă întreb, cum de primarul de la Ciugud a reușit să aducă bani? Că mă gândesc că nici pentru acolo... Pentru că i-a păsat. Răspunsul e să-ți pese și să consider că educația este importantă, să ai o țintă. Acum, eu știu orașe, de exemplu, care au atras fonduri pentru refacerea centrului istoric, pentru alte tipuri de investiții și au constatat că au construit un muzeu în aer liber, pentru că atâta vreme cât nu am viitor și viitorul este reprezentat de copii. Deci marile orașe ale României, dacă vor să ducă mai departe, să se dezvolte în continuare, au nevoie de familii tinere care au copii mici. E acolo o dinamică care legată de locurile de muncă, sigur, care e generată. Avantajul în momentul acesta în România este pentru marile orașe universitare, pentru că ele atrag vârfurile generației, fiecarei generații în parte, aceștia vin la studii și mare parte dintre ei rămân ca forță de muncă în marile orașe. Ori, dacă un primar e deștept, pe lângă drumuri... E importantă precizarea asta. Da, pe lângă drumuri înțelege că o familie tânără alege să rămână în comuna respectivă, în orașul respectiv, sau să se stabilească acolo, dacă are acces la un loc de muncă și dacă are servicii de calitate pentru ei și pentru copiilor. Pentru că altfel zici, ok, n-am avut eu noroc, m-am născut în această comună, dar măcar copiii mei să fie mai norocoși și faci cumva să te muți către un oraș unde ai acces la un serviciu mai bun de educație și medical. În esență, lumea se uită cam la aceste lucruri. O șosea, o locuință și ulterior la viitorul familiei și la investiția pe care o fac și ei în acești copii și se orientează către asta. De asta e cu primarul de la Ciugud. Dar dincolo de primarul de la Ciugud, noi avem conversația aceasta că avem școli, de exemplu, infrastructură construită în mediul rural care e goală. Pentru că nu ne uităm la dinamica demografică. La fel cum avem o anomalie, o nenorocire în București, cu școli în care în continuare se învață în trei schimburi. Nu există așa ceva. Nu poți să faci educație în ore de 40 de minute. Duci, dacă ai doi copii sau trei copii în școala respectivă, pe unul duci la 7, pe unul duci la 11 jumate, pe unul duci la 2 și ceva, de ei ba noaptea, ba ziua, ba... Când sunt mici, mă refer, da. Ori în București ar fi existat fonduri. Da? Dacă ar fi fost direcție sau o decizie, abia acum vedem de 2-3-4 ani școli care se transformă și care sunt relocate temporar și care intră în procese masive de investiție, dar încă nu avem infrastructură nouă. Ori populația orașului a crescut, a atras în continuare familii tinere, numărul de elevi în clasă a scăzut, pentru că mișcările au fost în zona aceasta, e critică nevoia de infrastructură nouă în marile orașe. În regulă. Aș vrea să le reamintesc și ascultătorilor noștri că m-aș bucura tare mult să intre în această conversație și așteptăm răspunsurile, comentariile, observațiile dumneavoastră la următoarea întrebare. Unde credeți că este nevoie mai mare de bani în învățământ? În care dintre capitolele astea foarte sensibile, mă rog, toate sunt sensibile, dar uite, dotarea școlilor, salariile profesorilor, proiecte și programe pentru reducerea inechității în învățământ, iată, slavă Domnului, avem suficiente exemple. 0372069599. Așteptăm comentariile și observațiile dumneavoastră. O salut și pe Oana Țoiu. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Noi ne-am încins aici deja la discuția legată de buget. Recunosc că eu cel puțin am intrat în studio cu o față așa ușor mai deprimată, mai pesimistă, că aș fi vrut să vă întreb care a fost atmosfera în Parlament cu ocazia dezbaterilor prilejuite de bugetul de stat și în mod particular bugetul legat de educație. Că mă gândesc, nu știu, poate fi fost așa un curent pe acolo și o trupă mare de parlamentari care spune, dați domnule bani la educație, că avem nevoie de ea, că... cum a fost? Trupă mare de parlamentari care se spune, dați bani mulți la educație, există și a existat dintotdeauna. Când vine vorba de voturile care să stea în spatele alocării acelor bani, se mai micșorează numărul de voci sau puterea lor. Dar educația a fost întotdeauna un...
subiect foarte puternic menționat în discuții și ce ar trebui să se facă. Dar de la diateza pasivă la diateza activă apar provocări. Iertați-mă, doar o scurtă întrerupere. Să știți că la un moment dat, cred că abia partea asta este cu adevărat frustrantă, pentru că de 30 de ani, mă rog, am eu vreo 20 de când lucrez la catedră, toți factorii de decizie din toate zonele vieții publice spun cât de importantă este educația și că este prioritate națională. Și ni se tot repetă lucrul ăsta până, ce să vezi, până se votează bugetul. Și când se votează bugetul, nu sunt bani, domne. Prioritățile adevărate, într-adevăr, se văd în momentul în care se alocă resurse, fie ele resurse umane, fie ele resurse financiare. Acest buget are creșteri pentru SRI, pentru SIE, pentru administrația prezidențială și are scăderi sau cel puțin alocări mai mici decât necesarul, haideți să spun așa. Acolo unde ar fi fost cea mai mare nevoie, educație, sănătate... Cineva pe Facebook, și l-aș cita, dar nu mi-aduc aminte cine exact a spus replica asta, a spus că avem o țară care va fi mult mai bine supravegheată și mult mai slab educată ca o consecință a acestui buget. Dar ca să mă întorc la dezbaterile din Parlament, au fost incredibil de scurte față de ce înseamnă o discuție despre bugetul țării, pentru că, din nou, discuția despre bani este o discuție despre direcția țării și prioritățile ei. Noi am primit în Parlament proiectul vineri la 8 seara și am început primele voturi în dimineață. Ce am propus, și nu doar noi, sunt propuneri care au primit susținerea și altor membri ai opoziției, sunt programe care de altfel sunt validate deja. De exemplu, extinderea programului de masă caldă în școli, pe care l-am pornit noi în 2016 în 50 de școli, ca pilot. Logica acelui pilot nu era să rămână un număr mic de școli, ci să înveți din prima iterație, din prima dată când faci asta, și apoi să extinzi în toată țara. Între timp s-a mai mărit numărul școlilor, dar sunt mult mai puține decât cele în care ar fi necesar programul. Amendamentul acesta a fost respins. A mai fost propusă creșterea salariilor profesorilor. Specific, noi și avem o lege care a trecut acit de Senat, dar probabil nu va întruni majoritate de voturi, pentru că, de ce știm asta, este pentru că am avut și amendamente în direcția asta, în care să crească cel puțin salariile profesorilor debutanți. În momentul ăsta... ele sunt lipite aproape de salariul minim pe economie, ceea ce sigur că face ca decizia de carieră în momentul în care termin studiile să fie destul de dificilă, dacă un drum de chelner cu bacșiș, fără să fie niciun fel peiorativ față de meseria respectivă, e mult mai tentant decât intrarea în învățământ. Și dacă pierzi tinerii absolvenți la momentul deciziei parcursului lor de carieră, e foarte greu să-i întorci ulterior. Teach for Romania a reușit un pic asta, dar nu ai nevoie la scală mult mai mare. Evident, asta trebuie să vină din partea instituțiilor statului. Da, mai ales că salariile profesorilor au fost înghețate timp de 2 ani. Dacă ne uităm la inflație, oricum creșterea este mai mică decât inflația, deci în practic ajunge să fie o scădere a puterii de cumpărare. Cu ce procente vor crește salariile profesorilor? Că sunt convins că sunt mulți care ne ascultă în momentul de față. La ce să se aștepte și de când? Proiectul de buget care a ajuns în Parlament avea o creștere medie de 4,3%. Există și un proiect alternativ de ordonanță de 10%. Am văzut declarațiile premierului care vorbea de poziția și a noastră, de altfel, pe care au cerut-o și sindicatele, de a cere ca salariul debutant să fie la nivelul salariului mediu. Aș vrea să pot să spun profesorilor care ne ascultă o informație mai certă de atât, dar, din păcate, la nivelul proiectelor propuse sau a declarațiilor, nu există această claritate în momentul ăsta. Doamna Vișoianu, zilele astea, întâmplarea face că discuțiile legate de buget s-au suprapus și cu proteste din partea sindicatelor, și care, sigur că da, au cerut la unison creșterea salarială pentru personal didactic și nedidactic. Acum, vă spuneam mai devreme, fără să fiu neapărat specialist pe zona asta, dar parcă mi se pare așa o solicitare de creșterea salarială de autova, așa, pentru toți, la fel, și nu știu de ce am senzația că lucrurile astea nu rezolvă lucrurile foarte bine. Cum vedeți lucrurile? Limita de alocare, sau una din... E o conversație care ar pleca de la un proverb care spune așa: sătulul nu-l crede pe flământ.
În sensul în care dacă decidentul politic nu simte un pericol imediat și nu traversăm nicio criză, da, criza e războiul și iată că Ministerul Apărării Naționale are cea mai mare alocare pe care a văzut-o vreodată, niciodată nu ne-am imaginat că România va ajunge la 2,5 alocați pentru sectorul de apărare. Dar dacă decidentul politic nu simte un pericol imediat și nu-l simte, pentru că generația de crețeilor va ieși în pensie abia peste 8 ani, atunci vom putea să vedem ce... Nu vom avea ce să culegem din faptul că n-am investit în educație suficient până atunci. Este greu să ne așteptăm la susținere, pentru că pare că, cel puțin în zona Ministerului de Finanțe, răspunsul e așa: ne-am uitat pe bugetul la educație, are creștere constantă, este în dinamică, în valoare nominală, mai mult decât rata de inflație a crescut, numărul de elevi a scăzut, numărul de profesori a crescut, e o problemă de proces. Și este o problemă structurală. Unde e rămasă România în urmă? E rămasă în zona de reforme structurale. La salarii, le profesorul, apropo de salariul debutant, de debutantului, riscăm să avem aceeași conversație ca cea pe care o avem pe salariul minim. Dacă crești salariul debutantului, riști ca acolo la întâlnirea plafonului să ai profesori cu vechime mai multă, de exemplu, care rămân cu un salariu mai mic decât viitorul salariu al debutantului. Deci conversația la salarizarea cadrelor didactice, care e o conversație importantă pentru că este cel mai mare corp de angajați din sectorul public, deci impactul asupra bugetului este semnificativ, este de revizitarea grilei. Da, există o solicitare care înțelegem că ar fi agreată politica să fie decuplată salarizarea cadrelor didactice de legea 153 și o revizitare a grilei, pentru care sindicatele par să aibă susținere. Pentru că dacă ne uităm pe studii și spun așa, statele nordice au un raport mult mai bun între cel mai mic și cel mai mare salariu, vorbim de 1,2, adică te angajezi cam cu 1000 de euro și ajungi să câștigi 1200. Ce spun sindicatele și iau din experiența aceasta nordică este că și ei ar fi de acord, mai ales că nu ai mai așteptat 25 de ani vechime ca să ajungi la un salariu care este decent. Și atunci conversația este să aplatizezi ruta, dar nu să majorezi, de exemplu, am făcut eu niște simulări de calcule, că e 12,5, că e 10%, o grilă de sus până jos, care e foarte deșirată. Deșirată la modul la care o învățătoare poate să câștige salariul debutantului de 2100 de lei sau 4500 de lei sau depinde de ce își mai adaugă în portofoliu ca activitate. Marea problemă a sistemului de salarizare din educație, și aici se întâlnesc cu avocații care spun nu putem să mai dăm bani autovă la educație, că nu se schimbă nimic semnificativ, da? Este faptul că, deși am muncă egală, plata este profund inegală. Ori învățătoare face același lucru și la 5 ani vechime și la 25 ani vechime, trebuie să livreze același rezultat, copilul la finalul clasei a 4-a trebuie să scrie și să știe și să scrie și să citească. Ori, dacă nu se revizitează procesele, adică nu se restructurează procesele, nu o să vedem creștere de calitate, pentru că dacă plătesc inegal o muncă egală, am mari distorsiuni în calitatea muncii și raportarea profesorilor unii la ceilalți în cancelarii. Doi profesori, de exemplu, aceeași vechime. Unul intră la ore la timp, unul nu intră la ore la timp. Ceea ce se întâmplă? Unul își face treaba serios, unul nu își face treaba serios. Cine se demotivează? Categoric cel care își face treaba. Dar mă gândeam că pentru asta sigur că și sistemul de evaluare al cadrelor didactice ar trebui făcut serios, pentru că în momentul de față, ca să spun cu toată onestitatea, e o fișă pe care o completează toată lumea la sfârșitul anului școlar și toată lumea are foarte bine. Sau, mă rog, eu mi-am dat binișor, dar alții au excelent, minunat, extraordinar. Ceea ce sigur că e un sistem care încurajează practicile astea de care amintați un pic mai devreme. Cred că avem în direct alături de noi și un ascultător. Seara bună, cu cine stăm de vorbă? Alo, bună seara, Iosif din Suceava. Te salut, Iosif, te ascult. Unde dăm bani mai repede? Întrebarea mea este, ce oamenii care sunt plătiți din bugetul de stat, ei și profesori, nu își demonstrează competențele la concursurile, olimpiadele, care participă elevii? Uite, asta e o întrebare foarte bună, să știi, dacă tot vorbeam despre creșterile salariale, și e o întrebare pe care cumva le adresez și invitatelor mele. Cum legăm creșterile astea salariale, spuneați și dumneavoastră un pic mai devreme, și de o creștere a performanței în învățământ? Da. Eu nu sunt unul dintre fanii legării salarizării sau compensațiilor financiare cu notele, din două motive.
Principalul motiv este că România are nevoie de educație în toate comunitățile ei, pentru toate categoriile ei de copii. Marele risc de țară, dacă mă întrebați pe mine acum, este în acest moment rata analfabetismului funcțional. Și atunci a legat performanța de note poate să genereze efecte neașteptate și s-a întâmplat, de exemplu, într-o comunitate din Ilfov, să fie copii rugați să nu vină la bacalaureat, pentru că poate le pică, poate nu iau o notă suficient de bună și atunci scad percepția performanței profesorului și a școlii. Inclusiv din partea financiară am reticențe mari față de tipul ăsta de abordare. Pe ce cred că trebuie să fie legată alocarea de resurse este pe progres. Contează foarte mult de unde ai un copil și unde îl duci. Contează enorm de mult zona asta. Nu doar partea de olimpiade, care sigur sunt și ele extrem de importante. Și din discuțiile pe care le-am avut noi în ultimele 3 zile pe buget, sunt lucruri care poate să susțină procesul educațional din afara procesului educațional. Transportul, de exemplu, ca să dau acest exemplu, și pentru că e o veste parțial bună, în sensul în care unul din amendamentele care a trecut în dezbateri este susținerea autorităților locale pentru transportul gratuit al elevilor. Și transportul județean are nevoie de același tip de sprijin. Am avut consultări cu elevi de liceu din rural care îmi povesteau că, bun, se trezesc la 5, așteaptă jumătate de oră dacă vine, dacă nu vine autobuzul respectiv. Până ajung la școală sunt deja obosiți. Reușesc la școală să se concentreze cât reușesc, dacă mai fac o oră jumate până acasă, au foarte puțin spațiu mental, de fapt, să mai poată să facă teme și să susțină educația de a doua zi. La fel cum cuantumul abonamentului respectiv, elevii cu care am discutat eu primeau 25 de lei pentru un abonament de 250 de lei la momentul, acelea erau din Bacău. Devine la un moment dat greu de susținut de familiile cu venituri reduse. Și am spus asta chiar dacă a fost puțin o uimire în plen când am spus-o, că afectează și soarta pensionarilor. Și de ce spun asta? Este pentru că bugetul de pensie al acestei țări este întotdeauna în discuție în ceea ce privește ce luăm din el. Care e valoarea pensiei? Și e normal să fie așa, pentru că oamenii care au muncit o viață întreagă vor să știe dacă poate să-și plătească curentul, cadourile nepoților și așa mai departe. Dar trebuie să ne uităm cu mai mare responsabilitate la ce intră în acel buget. Contribuțiile angajaților. Cu cât angajații sunt mai educați, cu atât au și antreprenorii cu cine lucra ca să producă valoare adăugată mai mare și dau mai mult înapoi în bugetul respectiv. Și faptul că noi avem acest risc uriaș pe educație în momentul ăsta se transferă într-un risc uriaș structural pe piața forței de muncă și pe bugetul de stat în zona contribuțiilor sociale. De asta spun și chiar dacă în contextul războiului de la graniță aproape nimeni nu mai critică faptul că avem acest buget foarte mare pe apărare, pentru că noi așa avem nevoie să fim apărați. Da, dar avem nevoie să fim apărați pe termen scurt și avem nevoie să fim apărați pe termen mediu și lung. Și am văzut totuși că acest război este un război hibrid și că e un război hibrid care exploatează mediul online, frici, exploatează mediul online, știri false și exploatează extrem de mult vulnerabilități create din vulnerabilitățile de sistemului de educație și nu doar sistemului formal bazat pe ceea ce face statul sau chiar și educația privată, ci inclusiv în comunități, în familii, în grupurile noastre, cât de mult avem anticorpii, dacă vreți, pentru acest tip de război hibrid care pe termen mediu și lung va fi mai periculos decât cel pe care îl vedem pe teren. Asta presupune ca din partea coaliției de guvernare să există o gândire pe termen lung. Poate ei nu are cum să intereseze. Trebuie să lămurim lucrul acesta. Poți să acționezi asupra unui pericol pe care îl resimți. Ori, politica e mult despre aici și acum și poate ciclul electoral în care te afli. Pentru decidenții, pentru oamenii care, generația care este acum în capacitate și putere să ia decizie, acest pericol că cineva nu le-ar putea plăti pensiile, care vor fi probabil speciale, pentru că vor avea grijă să se ocupe de asta, nu e un semn de alarmă. Este un semn de alarmă pentru familiile care au copii în școală și care resimt financiar semnificativ presiunea de a suplimenta finanțarea pentru educație, ceea ce nu dă statul, trebuie să facă ei. Iar bătălia care este critică, de fapt, este pe timpul copiilor. Da. Pentru că în loc să am cele 6-7 ore de la școală, de o calitate impecabilă, cu un serviciu public de educație, deci, eu am vorbit în ultima vreme cu părinți care au spus aș prefera să plătesc niște bani la școala publică, ca cele 6-7 ore să se îmbunătățească semnificativ, oficial,
da, să intre într-o pungă în care să existe majorări de salarii, traininguri pentru profesori, formări continue laboratoare, dar să nu fie nevoie ca să suplinesc ceea ce nu se întâmplă la școală cu alte 2, 3, 4 ore. Da. Da, adică aș vrea la școală să facă și sport de adevărat, alea și un sport de echipă, să înțeleagă ce înseamnă să facă parte dintr-o echipă, pentru că competențele sunt transversale și te pregătesc cu totul altfel pentru viață. Ok, înseamnă că mesajul pe care trebuie să-l transmitem cumva către comunitățile locale. Da, către... este să nu ne mai băgați, da, către decidenții politice, cam așa. Banii pe care îi câștigăm din salariile pe care... care sunt deja impozitate cu 43%, sunt foarte scumpi, sunt niște bani foarte scumpi și am vrea ca să nu mai plătim mare parte dintre ei și să nu fie un fel de politică în educație cu scapă cine poate. În sensul în care dacă ai un culoar potrivit sau ceea ce, una din dramele care se întâmplă în educație este dacă ai șansa unei învățătoare bune, de ce trebuie să depindă viitorul unui copil de o chestiune de șansă în raport cu calitatea învățătoarei pe care o are la clasă? Da, o întrebare foarte bună. Suntem alături de un alt ascultător de-al nostru. Seara bună! Cu cine stăm de vorbă? Seara bună! Robert mă numesc și aș avea două problemuțe minimale. Te ascultăm, Robert. 1. De ce trebuie să existe în această țară școli cu dotări inegale? De ce există școli pe care... nu le poți numi școli, ca tavane, n-au săl de sport, grupurile sanitare sunt vai de capul lor, dacă există, dacă sunt în fundul curții, altă poveste. Nu, ori acolo unde există. În timp ce altele se chinuie să fie ca în vest. În aceeași unitate teritorială administrativă sunt școli care arată foarte bine, școli decente și școli modeste. Deci nu vorbim în alte colțuri ale țării, aceeași chiar și în București, dacă luăm școlile dintr-un sector, vedem că unele arată ăsta așa și altele altfel. O întrebare foarte, foarte bună și îți mulțumesc tare mult. Și a doua problemă. Ținând cont că sunt școli care arată diferit, oare nu cumva profesorii nu vor să stea în școlile alea care arată mai modest și se chinuie să se transfere în școli care arată mai bine și în felul ăsta mereu o școală va avea un flux foarte mare de cadre didactice și deci performanțe educaționale modeste? Foarte bună observația. Am avut și eu la un moment dat, sau cel puțin așa, subiecte de reflexie pe tema asta. Și poate mă ajutați, doamna Vișoianu, doamna Țoiu, să înțelegem mai bine cum funcționează finanțarea per capita. Pentru că, la prima vedere, cum foarte bine remarca și ascultătorul nostru, sunt școli unde procentele abandonului școlar sunt foarte mari, unde profesorii fug ca de naiba acolo, adică școli din medii defavorizate, mediul rural sau din cartiere de-astea mai sărace din București sau cele mari, și așa cum foarte bine sunt și școli în care se vede cu ochiul liber că s-au investit, că lucrurile merg bine, profesorii se luptă, se bat la titularizare să ajungă acolo. Cum funcționează finanțarea asta? N-ar trebui cumva ca bănuții aia să fie alocați preponderent către școlile care au mai mare nevoie de banii ăștia? Cum funcționează toată povestea asta? Cum funcționează costul standard per elev? De ce școlile care au nevoie de bani, au nevoie de profesori buni, nu-i primesc și școlile care le au deja toate lucrurile astea, primesc mai mult? Sunt mai multe fenomene. Aici o să le iau pe rând. 1. Avem un fenomen care se cheamă, noi spunem, Robin Hood inversat. În sensul în care luăm banii de la cei săraci și dăm la cei bogați, școlile care au profesori care sunt în josul grilei, cum ar veni, primesc aceeași finanțare per relev pentru salariile profesorilor, iar școlile care sunt top, colegii centenare în mijlocul orașului, uneori sunt în situația în care nu au suficienți bani pentru salarii pe toată perioada anului școlar. Pentru că sunt salariile acelea mari, din susul grilei. Profesorii de acolo au gradul 1, au doctorat. Da, exact, exact. Deci avem tipul acesta de inegalitate. Ce nu facem deloc în educație în momentul acesta este nu trimitem mai multe resurse acolo unde e mai mare nevoie de ele. Da, și de salarii și referitoare la infrastructură. Infrastructura e la primărie. Primarul e într-o relație foarte clară cu cetățeanul. Odată, da, 4 ani, se duce să își ia votul de la cetățean. Deci, un pic de control poate fi mai mare legat de infrastructură. În rest, de la bugetul de stat pe finanțare de bază, ministerul transferă două tipuri de sume. Pentru salarii, la inspectoratele județene. Și la nivelul județului se fac aceste redistribuiri între școlile care au mai multe resurse și școlile care au mai puține. Și nu vă gândiți că pe salarii, deci mai puține resurse sunt la școlile mai bune.
adică nu le ajung banii de salarii, uneori sunt în situația în care au o proiecție de august-septembrie, asta e cu salariile, se duc la inspectorat. Mai există o categorie de finanțare de bază care este pentru bunuri și servicii, care se duce prin Ministerul de Finanțe, din cota defalcată de TVA, direct la primării. Pentru anul viitor este anunțată o creștere de 17,5%, ceea ce este peste rata de inflație, pentru că ne confruntăm cu aceste prețuri de energie, de încălzire, de semnificative. Dar pentru clădiri, Ministerul nu poate da decât proiecte anuale, cum a fost proiectul pentru toalete. De exemplu, în ultimii 4 ani, de fiecare dată Ministerul a avut alocare bugetară pentru rezolvarea problemei cu toaletele din curți. În fiecare an au rămas bani necheltuiți pentru că primăriile nu trag banii respectivi. Din lipsă de capacitate, clădirile sunt poate vechi, nu există spațiu să construiască, în fine, vari motive. Mai există programele cu finanțări europene, unde primăriile au putut să atragă și au făcut infrastructură nouă. Avem ceva infrastructură nouă. Cei care și-au dorit lucrul ăsta? Sau cei care au simțit presiunea electoratului. M-am uitat la Chitila pe stradă, se vede așa o creșă nouă, foarte frumoasă, de la zero. Sunt în multe locuri creșe și grădinițe, pentru că, repet, ne întoarcem. Dacă vrei ca o localitate să dezvolte, ai nevoie de natalitate, familii tinere, cu idei, care se ducă în antreprenoriat, care să deschidă business-uri, care să creeze un tip de energie cu care o localitate crește. Și familiile cer creșe și grădinițe prima dată când se stabilesc într-o localitate. Dar noi avem în țară o problemă cu infrastructura, în sensul în care în continuare avem infrastructură în unele locuri unde nu mai sunt copii și nu avem infrastructură unde avem copii. Bucureștiul este deficitar și aș mai spune un singur lucru pentru București legat de resurse. Una din cele mai mari probleme, dacă nu cea mai mare, infrastructura. A doua, legat de salarizare, când ne uităm la grile și la celelalte, este că e momentul să ne gândim ca autoritățile publice locale să suplinească, să completeze niște chestiuni legate de venituri, pentru că un profesor care este într-o localitate mai mică are anumite tipuri de nevoi și anumite tipuri de costuri de viață, în timp ce un profesor care predă în București, dacă vrem să se stabilească un tânăr profesor bun, un tânăr care să aleagă această rută, trebuie să primească un pic de sprijin, pentru că dacă își ia salariul de debutant și are nevoie să locuiască în București, să trăiască în București, să facă transport în București, este aproape sinucigaș. Da, costurile sunt mult mai mari. În ultima perioadă s-a vorbit foarte mult și despre banii care vin pe linia PNRR. Uh-huh. Și cum pot ajuta bănuții ăștia? Cum pot compensa și cum pot fi accesați în mod special? Destul de mult. Noi ne-am uitat când am făcut programul de guvernare, parte din priorități care s-au dus în Planul Național de Redresare și Reziliență, foarte mult în zona asta de natalitate și de servicii publice care să ajute, și atunci și cu un sprijin foarte puternic dinspre MEDERAP, există un program național care se duce direct în zona asta de construcția creșelor noi, de altfel și în București sunt câteva proiecte aprobate pentru asta. Asta e un loc unde ajută. Mai are Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv proiecte inovative de tipul campusurilor care să fie finanțate din zona asta, unde iarăși și avem PNRS-ul, în sensul în care pe abandon școlar, sunt granturi pentru școli care, pe care ele pot folosi 3 ani de zile, unde ar putea să intre în sfârșit. E prima dată când școlile care au mari nevoi primesc niște bani pe care pot să-i gestioneze singuri. E și un exercițiu de bugetare și de alocare acolo unde ai nevoie. Da. Trebuie să punem foarte multă încredere în acest program și eu sper să iasă, în sensul în care să nu aibă foarte multe opintele administrative și să devină foarte birocratic, pentru că exercițiul de învățare prin care ar trece școlile este semnificativ și ar putea să primească după aia resurse suplimentare să rezolve probleme. Provocarea pe care s-ar putea să o aibă acest program, care unul e excelent și pentru că duce banii acolo unde sunt comunitățile cele mai sărace, pentru că lista eligibilă a fost făcută în funcție de indicatori socioeconomici ai comunității, nu altfel, este că acolo unde administrația locală are capacitate slabă de a trage proiecte, nici școala nu are capacitate mult mai bună de implementare și atunci e foarte important să se păstreze o birocrație mică. Să nu ne trezim cu un nivel de cereri pe care statul român să le impună fără să fie Comisia Europeană cea care cere asta. E important ca conducerea acelor școli să fie investită cu un pic de încredere. Exact, exact. Dar poți să dea niște bâlbe, o să cumpere pixuri de la nu știu ce prieten, dar în raport cu exercițiul general, dacă reușesc să ducă masă caldă și învățare remedială la copii, ar trebui să ne uităm la
80% din rezultat, da. Deci unde ar trebui să călărim cu 7000 de verificări și o prezumție de neîncredere în zona unde se cheltuie bani mulți, unde s-a veri licite școlile din comunitățile cele mai sărace, și dacă nu le investim cu încredere, măcar să le investim cu o bucată de libertate, acceptând o rată de eroare poate un pic mai mare, pentru că dacă să ajungă să-i călărească cu cerințe peste capacitatea lor tehnică sau peste alocarea de personal, se întâmplă. O să creeze un factor de motivare, că zic, lasă-i domnule de bani, cum am trăit așa cu copiii ăștia 10 ani, nu pică acoperișul pe mine chiar acum. Deci asta e un risc la care trebuie să avem foarte mare grijă. Apoi, în zona asta de energie, care nu se intersectase cu educația nici cum, dar acum în criza asta se intersectează, trebuie să susținem școlile să devină cât se poate autonome energetic. Nu e deloc un cost uriaș pentru stat să pună panouri fotovoltaice, mai ales că acum a scăzut și TVA-ul lor la 5% după legea din Parlament, să poată să aibă sursele lor proprii de energie care să compenseze măcar parțial facturile. Pentru că chiar dacă statul vine și ajută, zona asta de incertitudine, de presiune constantă, de a afla în ultima zi dacă poți sau nu să plătești. Conversațiile despre reducerea de program de lucru și foarte multe reclamații care vin din zona părinților despre friguri în unitățile de învățare. Și nu se poate, pur și simplu. Adică trebuie să ne uităm la elementele de bază, pentru că nu poți avea... Un copil care e frig și e foame, e greu să... E clar că nu învață. Freud avea vorba asta, nu poți să te îndrăgostești când te doare măseaua. E valabil și pentru ecuațiile de gradul 2, când e frig în clasă. Noi ne-am apropiat de finalul emisiunii, mi-aș fi dorit să mai avem măcar 2-3 ore la dispoziție, dar foarte valoroase explicațiile venite din partea dumneavoastră și aș vrea să retransmit mesajul ăsta către, în mod special către directorii de școli. Fiți mai curajoși, mai îndrăzneți, chiar dacă e posibil să o mai dați cu stângul în dreptul din când în când, dar e ok, e firesc, și către instituțiile statului, către inspectoratele școlare, aveți dramul ăla de înțelegere și de susținere pentru oamenii ăștia care greșesc pentru că încearcă. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența în studio și ascultătorii că au fost alături de noi. O seară de milioane, ne auzim joia viitoare. Academia Europa FM.